Continuăm cu alte subiecte. Nimeni nu cunoaște problemele și necesitățile comunităților din mediul rural mai bine decât sătenii. Uniți în grupuri de acțiune locală, cu susținerea partenerilor, de 6 ani aceștia reușesc împreună să contribuie la dezvoltarea regiunilor. Avantajele asocierii, dar și experiența bunelor practici ale beneficiarilor au fost discutate în cadrul celei de-a doua ediții a conferinței Lider UE Moldova. Ca parte a forumului desfășurat la Chișinău, 48 de grupuri de antreprenori au organizat un târg în aer liber. Eu v-aș propune mierea din Apiță. Este o miere care conține 30% din polen. Mariana Melnic, din comuna Sevirova, Florești, a adus la târg produse apicole. Fermiera spune că finanțarea obținută în cadrul proiectului Lunga Prutului i-a oferit șansa să-și extindă afacerea. Planificăm să instalăm o căsuță apicolă care ar face turismul Moldova să fie mai dezvoltat. O să fie amenajate două pătuțe de lemn. Înăuntru la pătuțe din afară o să fie căsuța albinuților și persoanele vor beneficia de miros, de vibrație, de zumzet. Eudochia Chiriac din satul Cealâc, Taraclia, și-a diversificat afacerea grație unui proiect european. Avem o mini-fermă cu 20 de vaci. Anterior produceam doar brânză și lapte, iar de 2 ani producem și 10 tipuri de cașcaval. Asta după ce am câștigat un proiect de solidaritate care ne-a dat posibilitatea să procurăm echipamentul necesar. Nu doar finanțatorii străini, dar și statul va subvenționa proiectele grupurilor de acțiune locală. Pentru 37 de galuri vor fi alocate 173 de milioane de lei. În prezent, statul oferă 75% din investiții producătorilor care se asociază în grupuri. Dar unicul mod prin care acest mic producător de 0,5 hectare sau chiar 1 hectar, 3, 4, 5, poate face față concurenței acerbe din plan global este asocierea. Asocierea lui cu procesatorul de produse de verificație, ceea ce o să-i dă continuitate în activitatea lui, predictibilitate. De 30 de ani, abordarea LIDER este recunoscută ca un instrument important în dezvoltarea rurală durabilă în UE. Din anul 2016, abordarea LIDER în țara noastră este susținută de mai mulți parteneri de dezvoltare. Una din prioritățile UE este de a lucra cu comunitățile locale pentru a livra beneficii populației. Satele sunt identitatea noastră și trebuie să le ajutăm să prospere. Guvernul a venit cu mai multe soluții pentru comunitățile locale. Programul Satul European. Știți că în cadrul acestui program avem 487 de proiecte ale autorităților publice locale care vor fi finanțate, iar altele 237 au fost incluse în lista de așteptare. Este acel buget de peste 2 miliarde de lei. Vom continua să investim în drumuri, să permitem autorităților locale, grupurilor de acțiune locală, să poată investi în localitatea lor. Forumul își va ține lucrările timp de 2 zile. La conferința de la Chișinău participă peste 400 de reprezentanți ai instituțiilor de stat, ONG-uri, precum și reprezentanți ai galurilor din Republica Moldova și Europa.